Dacă un creștin sau o creștină a fost pus la disciplină, i s-a aplicat disciplina bisericească și a primit disciplina aceasta, s-a încheiat perioada de disciplinare, acum este restabilit în biserică, poate fi imediat restabilit și în slujirea pe care o a avut-o anterior? Aceasta este întrebarea care am primit-o și la care răspund în acest video. Vedeți cum, pentru fiecare slujire sunt anumite cerințe. Iată, de exemplu, pentru slujirea de presbiter, de pastor, de episcop, pentru slujirea aceasta sau pentru diacon. De exemplu, acolo spune să fii bărbatul unei singure neveste. Și acolo, asta înseamnă ca și calitate de caracter. Bărbatul unei singure neveste înseamnă un om care este preocupat în ceea ce ține de sexualitate, în aspectul sexual, este preocupat doar de nevasta lui. Punct. Interesul lui sexual nu merge mai departe. El își ține mintea stăpânirii și el este pasionat doar de soția sa, de nimeni altul. Din moment ce un slujitor s-a lăsat atras în curvii, în imoralitate, i-a fost aplicată disciplina, se supune disciplinii, primește disciplina. Iată, chiar acum, zilele astea, am auzit despre cineva pe care îl cunosc. Nici nu-mi vinea a crede când am auzit lucrurile care mi s-au spus. Nu-mi vinea a crede. Dar am aflat, el este dintr-o altă țară, am aflat că acolo el a mers singur și a recunoscut, fiind pastor, a mers singur și a recunoscut. A fost pus la disciplină. Parcă s-ar supune disciplinii și sper că se supune disciplinii cu adevărat și a rupt-o cu păcatul. Pentru că dacă n-a rupt-o cu păcatul, dacă n-a ascuns, ține legături păcătoase, atunci nu se supune disciplinii, nu mai creează impresia că se supune disciplinii. Eu sper că el chiar s-a supus disciplinii și el îi pare rău de păcatul lui, plânge păcatul lui. Însă omul acesta, din moment ce se va încheia perioada de disciplinare, el nu se mai califică pentru slujba aceasta, pentru că slujba spune să fii bărbatul unei singure neveste. El nu mai este. După toată perioada asta, nu mai este bărbatul unei singure neveste. Mai mult, acolo spune să fie vrednic de cinste. Păi cum mai este el vrednic de cinste? Trebuie să fie vrednic de cinste pentru oamenii pe care îi păstorește, pe care îi conduce. Cum mai este el vrednic de cinste după aceasta? Pentru că de la un slujitor se așteaptă ca el să fie un model, să dea un model. În primul rând, ăsta e rolul lui central, el trebuie să arate un model, el trebuie să învețe pe oameni învățătura sănătoasă și la sine trebuie să indice ca să le arate oamenilor cum trebuie urmat învățătura aceasta. În sine trebuie să arate un model, cum trebuie trăit învățătura. Păi, din moment ce el s-a descalificat, cum mai arată el? Cum mai este el vrednic de cinste? Nu mai este. Înseamnă că nu mai poate fi în slujire? De ce nu? Va putea fi în slujire, dar îi vor fi încredințate slujiri potrivit cu statutul lui nou acum. Nu mai pot, pentru că anumite lucruri nu mai pot fi întoarse înapoi de acum, nu mai pot fi reparate. Chiar dacă trăim într-o lume imorală. Eu știu că oamenii zic că lumea care este acum așa coboară standardele. Noi nu avem dreptul să coborăm standardele care sunt lăsate în Sfintele Scripturi. Noi trebuie să păstrăm standardele așa cum au fost ele lăsate în Sfintele Scripturi. Și iată, de exemplu, aici am fost întrebat, dacă un frate a fost pus la disciplină și se termină, trebuie pus direct la cântare, deci a cântat în față. Acum, eu nu știu, veți hotărâ dumneavoastră acolo în biserică cum este, dar eu cred că sunt suficiente slujbe pentru fratele ăsta, sunt suficiente slujbe și nevoi pe care sunt în biserică pe care trebuie să le fac, în ajutorarea bolnavilor, ajutorarea celor lipsiți, în lucrarea Evangheliei, în reparații, în câte lucruri, în construcții, în câte, sunt o sumedenie de lucrări pe care el le poate face și Dumnezeu să-l ajute ca să facă bine lucrările acestea. Asta e răspunsul pe care am avut să vi-l dau. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă ferească de orice cădere și Dumnezeu să ne ajute pe toți să creștem în harul Lui, să ne ținem strâns în harul Lui, să veghem asupra noastră, pentru că potrivnicul nostru, diavolul, dă târcoale continuu și caută pe cine să înghită. Și e destul puțină neveghere din partea noastră ca el să lovească și să lovească mortal sau să pricinuiască așa răni după care să avem apoi de suferit și noi, să aibă de suferit și lucrarea pe care o facem. Dumnezeu să ne dea înțelepciune!